Salut, camarazi! Mi-am propus să vă pun puțin la punct zilnic cu situația Europei și internațională. Astăzi vreau să vă anunț că deja văcarii pierd teren cam pe toată planeta, probabil că o să se aleagă praful de ei, că au făcut numai rău pe planeta asta de când s-au înființat până acum. Știți și voi că una dintre cele mai puternice și cele mai bogate țări din America de Sud, Brazilia, care are o populație de vreo 300 de milioane de locuitori și dacă n-ar fi fost încălicați de văcar, ar fi fost și jefuiți, ar fi fost una dintre cele mai puternice economii din lume. E, foarte bine, Brazilia a renunțat la plata în dolari. Brazilia va face de acum încolo plata pentru importuri, de exemplu, de la chinezi în yuani și de la ruși în ruble. Deci s-a terminat cu dominația dolarului. Știți și voi că multe 5 țări fac parte din BRICS. Deci e o nouă forță emergentă unde lucrurile sunt mai așezate, nu e unul care papă tot și alții stau și se uită, se lasă jefuiți. În BRICS sunt aproape egal cu toții. Deci, cum vă ziceam, Brazilia nu mai face importuri și exporturi în dolari, ci face în realul lor sau face în yuan sau în ruble. Și țara vecină, Argentina, care are în jur de vreo 37 de milioane de locuitori, o țară care pe vremuri domina comerțul internațional de carne până au intrat văcarii și i-au distrus complet ca să vândă numai ei, era faimosul biftec argentinian și carnea argentiniană din Patagonia era cea mai bună din lume. Și ei, argentinienii, de curând au făcut un acord cu Banca Populară a Chinei și din partea Argentinei a fost Banca Centrală care a semnat acordul ăsta. Argentina trebuia să plătească un miliard și ceva în echivalent un dolar Chinei. Plata asta nu se va mai face în dolar, se va face în yuani chinezi. Așa? Și după aia, începând de luna viitoare, importurile de 790 de milioane de dolari, echivalentul a dolar, se vor plăti în yuan chinezești. Deci lumea se descătușează de dominația dolarului, de dominația văcarului. Fiecare vrea să trăiască și el, văcarii vor să trăiască numai ei și restul planetei să crape. Așa, adică nu să crape, să le dea lor bogățiile, că ei nu se mai satură și alții să facă foamea. Și în Europa aceeași poveste, și în Africa, care a fost jefuită și călcată în picioare și deși multe țări în Africa sunt bogate, populația e săracă, pentru că văcarii fură și jefuiesc totul acolo, complici fiind politicienii locali. Cum e și la noi, așa e peste tot și în America de Sud și în America Centrală și în Asia și peste tot. Deci eu zic că, după părerea mea, ăsta e începutul sfârșitului. În 3 ani se împlinesc 250 de ani de dominația văcarilor pe planetă, cam atât a durat orice imperiu, și roman, și persan, și toate. Mai sunt încărăcit. Și deci, probabil că în 3 ani se termină și dominația văcarilor. Deci v-am ținut să vă informez cum merge lumea, sper că ați înțeles, fiți atenți, stați cu urechile ciulite și băgați la cap. Hai că vă pup, ne auzim mai târziu și aici și pe TikTok. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!